Comitetul executiv al FRF a decis că finala Cupei României sezonul 2018-2019 se va disputa pe 25 mai la Ploiești, pe Arena Ilie Oană, singura necunoscută rămânând ora de începere a partidei. În deschiderea finalei mari se va disputa finala Cupei României Under 19 Elite. În acest moment în competiție au rămas 4 formații care luptă pentru trofeu, programul semifinalelor fiind următorul: CFR Cluj, Astra, U Craiova, FC Viitorul. Comitetul executiv a stabilit data disputării finalei Cupei României, atât la seniori cât și la juniori. Ținând cont de nevoile de la nivelul primei reprezentative și Under 21, am luat decizia ca finala Cupei să fie devansată pentru 25 mai, urmând să se dispute pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Tot în 25 mai și pe același stadion va avea loc finala de Cupa României Under 19, iar finala campionatului Ligii Elitelor se va desfășura pe 2 iunie. Și Mirel Rodoi și Cosmin Contra au fost de acord pentru că jucătorii vor putea să aibă câteva zile libere înainte de a intra în cantonamentul premergător dublei cu Norvegia și Malta, respectiv cantonamentul de dinaintea campionatului european Under 21. Jocurile vor avea loc în perioada 2-4 aprilie, turul la Cluj-Napoca și Craiova, respectiv 23-25 aprilie, returul la Giurgiu și Constanța.